astăzi o să fim trepări timp de... Poate ăsta nicio șansă. Mamă, să mă bată om, hai să ne schimbăm. Pentru că în ultimii ani trepării sunt cap cei mai influenți oameni din mediul online și toată lumea are impresia că e foarte, foarte ușor să devii trepări, azi am încercat să fiu trepări timp de 24 de ore. O trimit acasă ea imediat să îmbrac. Și credeți-mă, am lucrat cu unii dintre cei mai buni, dacă nu chiar cei mai buni oameni pe fiecare domeniu din toată industria asta. Rămâneți și uitați-vă pentru că clipul ăsta e wow efectiv. Te pișea pe muzică. Da, abonați-vă și apăsați pe clopoțel înainte să dăm drumul la clip, pentru că altfel nu are cum, n-avem cum să continuăm. Hai, dă-i cu clipul. Noi ne-am îmbrăcat în primul rând așa ca să fim și noi trepări, că până la urmă dacă suntem trepări, suntem trepări bine. Avem blugi ăștia de la mână mălă, care au fost ceva, bă. Avem tricoul ăsta care vă zic sincer că l-am luat moca, dar e șmecher rău de tot. O să ne punem lanțul ăsta care fa în mulți rău de tot. 130 de lei, dar arată bine rău de tot, zici că suntem trepări. Și piesa finală de rezistență, băi fraților, avem aici din garderoba noastră personală. Asta rap startată, pentru că dacă suntem trepări timp de o zi, trebuie să fim rap star cum ar veni. Nu suntem orice fel de trepări. Hai, să trecem în clip. Primul lucru pe care voi trebuie să-l schimbați e freza asta pe care o avem în cap. Și a freza n-am cum să fiu vere trepăr. O să mergem și o să ne tundem și o să facem cea mai crazy frizură posibil la cel mai șmecher frizer. Ce să zic? Haide să plecăm. Asta sunt trepăr o zi, vreau să mă faci nebun rău de tot așa. Scuze, bine, îți dai seama dacă... Aia zic și eu, vreau să-mi faci așa, vreau să-mi tai o sprânceană. Cum să-mi tai o sprânceană, crezi? Să facem un model frumos pe spate. Nu-ți fac model, îți fac altceva. Hai da? Că să-ți arăt. Bine, hai că ne facem nebun rău de tot, să trecem la treabă. Pentru vlog să mă bată mama. Haide mă că sunt bine mă. Sunt bine mă, sunt bun. A, uite mă, haide că nu e așa, e bine mă. Hai că nu mă așteptam la ceva mai rău să mă bată mama. Și că sunt fotbalist mă, și că sunt de la FCSB direct să mă bată mama. Băi, nu mai face de-astea, adevărat că bun. Băi, cam așa am ieșit, eu zic că m-a făcut top rău de tonașiu. O să mergem în spate, să o sun pe mama să vedem ce părere are de dunga asta de aici. Așa sunt uns bine, n-am de ce să vă mint, dar mama cum e ea, femeie dusă la biserică, alea, să mă bată mama, n-o să-i prea pleacă. Haideți să mergem în spate să vedem ce zice. Păi, suntem acum în spate, hai să sunăm pe mama să vedem ce zice. Ce faci? Mă auzi? Da. Am făcut o schimbare de look. Vrei să vezi? Ești pregătită? Ce? Și ți-ai făcut așa la sprânceană? La sprânceană și aici, modelul. Tu de foarte urât. Bine, freza e faină, nu asta vreau să zic. De tuns ești tuns bine, dar îmi place că ți-ai de normal că m-a tuns nașul cel mai calificat frizer din București și nu numai. E bune calificat în toate, din toate punctele de vedere. Bine, mamă, te pup, zerbici ușor să. Ceau. Da, mă, ce să vă zic, nu i-a prea plăcut la mama. Sperăm că nu mă bate acasă, ce să zic. Băi, mi-am dat seama că eu nu sunt trepăr. Pe lângă că sunt tuns bine rău de tot, mi-am dat seama că nu pot să fiu trepăr. Când am adat și ăștia care într-adevăr au fost foarte scumpi așa. Dar sunt murdari, sunt vechi, sunt alea. Așa că la cine puteam apela dacă la fratele nostru Georgescu, care o să ne împrumute o pereche de Adidas. Din cauza că-s cu fratele lui Mar și iubește Georgescu, mergem la el acasă, ne lasă el să mergem de acolo și să ne alegem ce pereche de Adidas vrem. Acum o să vedem, dar eu vă zic că sub 1000 de euro nu scadă, mi-au un șmecher rău de tot, dacă tot așa, că nu sunt țăran degeaba. Hai să mergem. Băi, am ajuns la Georgescu, uitați-vă ce are, băi, are omul ăsta pe aici, uite, Adidas, papuși de la Lidl. Păi ăștia sunt urâți rău de tot, să mă bată, mă, ăștia zic că sunt de aia deschis, sunt urâți, nu-mi plac. Are pe aici, din nou, numai Amiri, numai Teofoituri, numai de-astea de... Hai să intrăm unde se prădă șmecheria, de unde se dă ora exact în țară. Ia uite, luăm un de-asta. Moșnește maraciucă de aia ca trepări la studio. Vreți să vă mint că ne distrăm cu un suprim de-asta? Mamă, ia uite ăștia. Ăștia sunt scump rău de tot, Mario, nu? Ăștia sunt scump rău de tot, vreți să vă mint? Ăstea sunt Easy X9. Mă bată mama. Uitați-vă și voi cum îi ține în folie. Țin aici în mână. În mână asta țin vreo 2500 de euro, în mâna aia altă încă 2500. Ăștia sunt vreo 5000 total. Vă dați și voi seama. Uitați-vă și în dreapta ce mai are. Să mă bată mama. Voi vă dați seama că aici sunt câteva zeci de mii de euro verii mei și noi murim de foame. Trevisurile astea sunt talent. Mamă, vezi că da, și trevisurile astea sunt tare rău de tot. Ia, hai să luăm puțin în mână. Mamă, să mă bată, mă, dă că le pun la loc. Nici nu mă pot atinge de ele. Vreau. Băi, mi-e așa rău de tot să-i zărim, fac ceva la Adidas. Uite, mamă, uite cum sunt ăștia cu Travis Scott. Verii mei, cred că cu toți știți pe Travis Scott. Cel mai calificat trapper, pe bune, vă zic, din toate punctele de vedere. Și ca businessman, și ca imagine, și ca tot. Mie îmi place rău de tot de Travis Scott. Ăștia sunt și vreo 1000 de euro. Ce să zic, îi tragem ăștia pe dreapta, Georgescule. Ne pupăm să ți aducem cu următoarea ocazie. Mulțumim frumos, așa fac și trepări. Picioare, mai închiriază, mai alea, vrei să vezi dacă sunt bun? Ia uite,
mă cum să. Eu zic că vin bine în picioare. Îmi pare rău că nu e Georgescu aici să-mi facă un ofice, dar auzi ce fac, îl sun să vedem ce părere are. În primul rând, în primul rând vreau să zic ce părere are de noua mea frizură. Ia uite-mă cum sunt. Mi-am tăiat sprânceana, mi-am făcut, zici că sunt fotbalist la FCSB. Ai făcut treabă. Rău de tot, pe bune, pentru că despre asta e clipul de azi. Mi-am ales niște Adidas. Vreau să-mi zici tu puțin cât sunt Travis Scott ăștia, că nu știu cât sunt, dar sunt tare de tot. Sunt undeva la 1000 de euro, nu? 1200-1300 de euro, deci faci cu ei. O să-i port, o să mă duc cu ei la studio, o să ne distrăm rău de tot cu ei. Georgescu, astăzi sunt ai mei, dacă ai zis că pot să iau ce pereche vreau, iau ce pereche vreau, iau ăștia, i-am luat direct, să mă bată mama. O să am, merg numai prin locuri șmechere, prin locuri cizelate, nu merg pe acolo pe unde mergi tu, prin bărți, prin alea, o să fie zdrăzile, știi cum sunt? Vreau să îmi dai o notă outfit-ului meu, uite, să fac outfit check din nou. Am mai luat lumea de mine la tine la outfit check-uri, ia uite. Jordan 4, Travis Scott, 1000 de euro. Blugi, mânămă, lăb, nu mai zic cât sunt. Panorac, Tommy Hilfiger, lua pe campanie. Așa mi-a zis și fosta mea. Mă, asta se taie de pe clip. Băi, având de că sunt îmbrăcat bine rău de tot, nu că aș vrea să mă laud. Am în picioare niște un Golf 4, așa, 2000, un an bun rău de tot, n-am de ce să vă mint. Plecăm către Iacoban, cel mai șmecher produs român. Statistic vorbim vere, că n-avem cum să o dăm altfel, are hit-ul meu, lucrează cu cei mai șmecher rapper chiar și de afară. Haideți să mergem la el. Păi, dacă nu-mi iese ceva tare, nebune să mă bată mama dacă nu. N-am eu până la urmă, făceau trepării vizionarul, când făceam eu piese cu Brawl, așa aveam 1500 de vizionă, să mă bată mama dacă mă. Bun, hai să vedem ce sunt. Sunt made, mă știu o țară întreagă. Nevastă ta mă vrea, că sunt negru ciocolată. Am haz, nimeni nu poate să mă întreacă. O trimit acasă, ea imediat se îmbracă. Că sunt negru ciocolată, am haz. Nimeni nu poate să mă întreacă. O chem în oraș, ea imediat se îmbracă. Ea imediat se îmbracă că ești un neauzit, mă. Am 18 ani, prima piesă rupă beat, mă. Spune că e dor, da, a fost doar Caterinca. Mă tot sună una într-una, zic, stai o clip. Bă, băi, sunt matey. N-am mai mers cu TikTok-ul, m-am dat pe trep și am venit la frații mei de la Hugat Bar. Sunt matey. Mă știe o țară întreagă, Andreea mă cam vrea că sunt negru ciocolată. Am haz, nimeni nu poate să mă întreacă. O chem în oraș, ea imediat se îmbracă. Băi, sunt matey, nu mă știe o țară întreagă, dar mă știe cine trebuie, vă pup. Andreea mă cam vrea că sunt negru ciocolată. Andreea, știți voi care Andreea. Te pup, Andreea, te aștept oricând la București să vii de acolo de la tine din Moldova să mai filmăm, că data trecută n-ai vrut să filmez cu mine. Am hazul meu. Nimeni nu poate să mă întreacă, nu e nimic de explicat aici. O chem în oraș, ea imediat se îmbracă. Ea imediat se îmbracă că ești tu neauzit. Am 18 ani, prima piesă rupă beat, mă. Spune că e dor, dar a fost doar Caterinca. Mă tot sună una într-una, îi zic, stai o clipă. Am 18 ani, prima piesă rupă beat, mă. Am 18 ani, nu e prima piesă, că am mai avut noi piese cu milioane de vizionări, că nu făceau trepări din România vizionările astea. Căutați acolo pe YouTube, care mă știți de atunci, vă pup. Spune că e dor, dar a fost doar Caterinca. Păi aici n-am ce să-i explic, frații mei. Cine știe, știe. Mă tot sună una într-una, îi zic, stai o clipă. Băi, pe bune, pățesc de-astea și nu e vorba numai de femei. Pe bune, de nou, de exemplu, mă sună mama într-una rău de tot când filmez sau când fac ceva. Mă deranjează mama într-una. Chit că e mama și trebuie să-i răspund, îi mai zic uneori, mamă, stai puțin așa că am de filmat. Da, astea au fost versurile mele. Hit-ul veri, să mă bată mama. Aici la Hugat Bar, să vă bubori. Băi, și pentru că oricum am zis că suntem trapper 24 de ore și am făcut o piesă în 24 de ore, am zis să ne dea o părere și un trapper adevărat, fraților, nimeni alt decât OG Is Bull. Am prins aici la studio alături de Mario. Mulțumim, Mario, de la Hugat Bar pentru legătura asta care ne-a făcut-o. M-a plătit, nu că legătură. Și eu zic să ne dea o reacție live. Având vere, trebuie să ții cont că e făcut în, nu știu să zic, jumătate deci, de oră. Ești trapper de o zi. Da, timp de o zi. Ca ăștia de România acum. Da. Ia. Sunt negru ciocolată, am haz. Nimeni nu poate să mă întreacă. O chem în oraș, ea imediat se îmbracă. Ea imediat se îmbracă că ești un neauzit, mă. Am 18 ani, prima piesă rupă beat, mă. Spune că e dor, da, a fost doar Caterinca. Mă tot sună una, într-una zic, stai o clipă. Te pișea pe muzică. Gata, fraților, asta aici s-a încheiat și cariera mea de trevor pentru 24 de ore. Mulțumesc. Lasă-mi nimic. Mulțumesc frumos de părere. Cred că v-ați dat seama că e momentul să ne încheiem aici. Am încheiat vlogul frumos, vă pup, pa.